Azi am fost în rezervația Ponoare, care este una din minunile Europei din punct de vedere floristic, pentru a ajuta la ecologizarea părții exterioare, unde am fost uimiți de cantitatea de gunoaie acumulate de-a lungul timpului. Și am luat cu noi copiii, pentru că, în primul rând, trebuie să învețe că e important pentru noi, pentru viitorul nostru, să protejăm mediul, natura și curățenia. Am preferat să petrec timpul cu colegii, să mă întâlnesc noi colegi, că nu am apucat să-i întâlnesc chiar pe toți, să mai socializăm. Și mi se pare important pentru mediu să strângem gunoaiele, să nu aruncăm, să ecologizăm totul. Ne bucurăm foarte mult că se organizează astfel de evenimente în comunitate, evenimente atât de necesare, și totodată ne bucurăm că am fost și noi invitați. Pentru copii este foarte important să avem modele în viață. Iar a păstra curățenia natura, a învăța să respectăm natura, este nevoie să vede, ca ei să vadă oameni care fac lucrul ăsta. Noi nu am venit în mod special pentru a colecta toate deșeurile, pentru că este imposibil într-o jumătate de zi să colectezi tot ce s-a aruncat, însă vrem să conștientizăm opinia publică de importanța unor astfel de acțiuni și de importanța încercării de a menține un mediu cât mai curat posibil. Să nu mai fie gunoaie, să poluăm natura, să crească mai mulți copaci. Ne trebuie natură și să nu fie murdari. Oamenii nu trebuie să arunce gunoaie, nu-i frumos.